La instituția prefectului Botoșane a avut loc în cursul zilei de luni o ședință în cadrul căreia s-a discutat despre cum vor fi săvârșite slujbele în Săptămâna Mare, dar și în noapte de înviere. La întâlnire au participat reprezentanța ai structurilor MAI, ai Direcției de Sănătate Publică și ai protopopiatelor Botoșan, Daraban și Dorohoi, pentru a stabili felul cum vor fi oficializate slujbele de înviere și din săptămâna mare în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit Cancelariei Sfântului Sinod, cetățenii vor trebui să aibă în vedere anumite îndrumări luate de reprezentanții instituției. În ceea ce privește spovedania și împărtășirea, acestea vor avea loc doar la domiciliul persoanelor ce solicită Preotul va purta materiale sanitare la intrarea în domiciliu și va dezinfecta trusa liturgică înainte și după folosire. Pentru a nu întrerupe tradiția începută în 2009 în ceea ce privește aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim, de această dată lumina va fi adusă sâmbătă și distribuită delegațiilor eparhiilor. Voluntarii parohiilor vor distribui lumina persoanelor care o solicită. Aceștia vor purta mască, mănuși și ecoson. Credincioșii vor aștepta la poartă, iar cei de la bloc vor desemna o singură persoană care să ia lumina pentru toți. De altfel, Sfântul Maslu, slujba care se ține la comun, nu va avea loc pentru a nu se forma un grup mai mare de trei persoane și pentru a se evita pe cât posibil răspândirea virusului chinezesc. Mai mult decât atât, vârstnicii și bolnavii nu vor fi uitați astfel că aceștia vor primi pachete cu daruri alimentare de Paști, dar și prescuri stropite cu aghiasmă și vin numite Paști. Tot în prima zi de Paște, a doua înviere sau slujba vecerniei va fi oficializată doar în prezența reprezentanților bisericilor. Totodată, credincioșii care vor să meargă la cimitiri de Paști trebuie să știe că pot fi aspus sancționați. Astfel, încălcarea acestei măsuri poate fi sancționată cu amendă de până la 10.000 de lei. Reprezentanții Cancelariei Sfântului Sinod transmit credincioșilor că rugăciunile către Divinitate, către Maica Domnului și către toți Sfinții vor putea face ca această perioadă de pandemie să înceteze cât mai curând.